Când spui Call of Duty, fie îți vine să tragi apa, fie să-ți mulci părul din cap, fie ți aduce aminte de cât de frustrant a fost chestia aia în spațiu. În fine, seria nu are un PR senzațional, dar totuși se vinde în draci. Oriunde întorci privirea, în lumea gamingului în lunile noiembrie și decembrie, dai de cod. Asta atestă popularitatea seriei și relația ură-dragoste pe care fanii o au cu această franciză. După dezastrul de anul trecut, părea că seria nu mai are șanse de scăpare, dar Activision se pare că și-au deschis mintea, au înțeles ce doresc fanii și și s-au întors la origini, acolo unde a început totul pentru serie, în al doilea război mondial. Ne-ar fi plăcut să fim mai blânzi în această primă parte a reviului, în care vorbim despre poveste. Din păcate, și acest cod adopta aceeași formulă pe care seria a etalat-o și în trecut. Jocul adesea preia controlul, te pune să mergi pe unde dorește, îți limitează alegerile și lista continuă. Pentru mine, jucător cu state vechi în cod, aceste lucruri sunt inconveniente pe care, haide să zicem că le trec cu vederea. Dar tu, producător, după mai bine de 10 ani de franciză, mai schimbi și tu formula, mai adaugi ceva, încerci să îmbogățești felul în care jucătorul experimentează povestea. Iar în acest caz avem aceleași discursuri urmate de scene în care ți este prezentat un context, în care nu prea ai voie să faci nimic. Urma de o luptă intensă, discurs, context, luptă, discurs, context, luptă. Cam asta este campania în mai toate Call of Duty-urile de până acum, iar World War II nu sare din tipar. Arhitectura narrativă face ca personajele să fie plictisitoare, ajungând să spese mai mult de coechipieri și nu de propria persoană, încercându-se o dezvoltare narrativă cel mai probabil pe mai multe planuri. Dar scârție. Avem nebunul care se aruncă în luptă, un personaj mai simpatic care te lasă să te atașezi de el. Cât despre personajul principal, ne chinuim acum în birou să ne aducem aminte cum se numește ceea ce spune multe despre o campanie destul de mică, șase ore cu indulgență, nelipsită de momente bombastice, gândite să-ți ia piuitul. Dar după ce am văzut turnul Eiffel căzând, parcă nu-ți mai arde de orașul X din Y țară. Există încă situații interesante de explorat în cel de-al doilea război mondial. Totuși Activision au ales o rută mai sigură, care, cu toate că nu sare din tipar, nici nu plictisește. Sigur, putem să dăm la joale pentru faptul că avem o structură narrativă slabă, dar, pe de altă parte, an după an, studio după studio, Activision au demonstrat că funcționează și se vinde. Ne-ar plăcea să vedem eliminarea evenimentelor Quicktime, pentru că sunt cam de pe vremea lui PS2, și introducerea unor noi metode de a contextualiza acțiunea și de a implica personajul. Ne-ar plăcea o poveste care nu durează doar șase ore, întinse precum zgârciul, la fel cum ne-ar plăcea și un personaj de talia lui Soap sau Ghost, personaje care încă sunt amintite, grație felului în care jucătorul relaționa și se identifica cu acestea, lucru care aici nu se prea întâmplă, rare ori păsându-ți de un coechipier. Pentru poveste, un opt cu indul. Și, dragă Activision, vă așteptăm la anul cu o poveste mai de Doamne ajută! Așa. Mai puțin bani în actori cunoscuți, mai mulți bani în scenariști cunoscuți, dacă înțelegeți ce vrem să spunem. Dacă ai jucat un shooter care se petrece în cel de-al doilea război mondial, este foarte posibil să pară familiare multe dintre locații. Bine, randate și texturate ca în 2017, mecanici de joc mai bine implementate și o alcătuire a acestor mecanici un pic diferită. Aici, parcă-parcă, jocul mai mișcă puțin, gameplay-ul oferind un pic de variație. Multe dintre mecanicile întâlnite în ultimele jocuri au fost abandonate aici, până și viața care se regenerează, un lucru pe care nu credeam că vom putea să-l spunem despre un joc Activision prea curând. Dar Spre surprinderea noastră, câteva dintre ideile din trecut s-au păstrat și aici. Dacă în codul futurist din trecut se putea executa o mișcare numită slide, aici există hit the deck, care în esență te lasă să sari în față și să te pui culcat pentru o eficiență mai mare la tragere. Similar cu dive-ul din Black Ops, dacă doriți, iar viața este acum strict dependentă de coechipierii tăi. În timpul unei misiuni ai un pluton cu tine, fiecare coechipier putând să țin mâneze, fie viață, locație inamicilor sau muniție. Acest sistem s-a dovedit a fi interesant la început, dar după un timp ajunge să devină frustrant, pentru că nu prea se integrează cu felul în care este gândit jocul. Deseori ne-am trezit cu coechipieri dătători de viață undeva la cucuieții din deal în timp ce tu erai în prima linie cu o ciosvârtă de viață. Chestie care s-ar putea să calce pe nerv jucătorul nu este ceva ce se întâmplă în mod frecvent, dar atunci când se întâmplă te va face să smulgi părul din cap. Pe de altă parte, unele misiuni, acele misiuni speciale în care tragi de exemplu cu sniperul, așa cum era în trecut, aici sunt mult mai bine gândite. Spre exemplu, în acest caz există o misiune în care trebuie să te infiltrezi în spatele liniilor inamice și să faci pe nazistul. Se schimbă puțin dinamica, mai ales că te obligă să fii atent la joc, altfel nu vei trece de această provocare dar reușește să spargă puțin din repetitivitatea câmpului de luptă. World War II combină bine ceea ce are în compoziție, dar parcă se putea mai bine. Gameplay-ul, cu toate că nu a fost schimbat, are câteva tweak-uri aici și colo. Sincer să fim, ne simțim ca în fața unui iPhone 10. Ne-a promis ceva, a oferit aproape tot ceea ce ne doream și pentru că suntem fani, spunem că e mare inovație. Coda a mai făcut asta în trecut și o să continue să o facă, dar se întrevăd raze de lumină. Ideea unei campanii în care interacționezi direct cu echipa, în care ai nevoie de echipă și de participarea ei pentru a primi health pack-uri sau muniție, este un pas în direcția cea bună. Poți acum să-ți capturezi inamicii, iar cu echipierii răniți pot fi trași în tranșee înapoi. Aceste mici inserții fac câmpul de luptă mai divers și jucătorul mai interesat. Este loc de mai bine, mult mai bine, dar la capitolul gameplay oferim totuși un opt. Dacă mulți cumpără cod pentru multiplayer, există și o tagmă care îl cumpără pentru elementele cooperative. Nazi Zombies se întorc și de această dată și se pare că o groază de schimbări au fost efectuate sub capotă. Modul de joc în care trebuie să îndeplinești obiective în timp ce te aperi de valuri și valuri de zombielei naziști pare că a ajuns într-un final la maturitate. Se pare că acum ești mânat constant, jocul explicând ce și cum ai de făcut. Bine, dacă reușești să găsești fără ajutor unele elemente, pe măsură ce avansezi în joc, fiind nevoit să te bazezi pe upgrade și munca în echipă pentru a distruge răul suprem chemat de naziști. Un mod care te ține câteva ore în priză fără să-ți dai seama unde a dispărut timpul, primele meciuri experimentate de noi fiind în egală măsură frustrante și incitante. Te vei găsi întorcându-te în acest mod de joc din când în când să mai omori un zombie, să mai customizezi o clasă, să te mai destini și tu cu o țeastă de nazis zombie. Ca în jocuri, motiv pentru care Nazis Zombies World War II primește de la noi un 10. Încet, dar sigur, am ajuns la cea mai așteptată componentă a jocului, multiplayer -ul. Probabil motivul pentru care mulți gameri cumpără an de an această franciză. Cum este multiplayerul? Ei bine, o întoarcere la origini care îți va băga pe gât din 10 în 10 minute că are nevoie de bocanci în noroi. Dar o nouă iterație, care cu toate că aduce ceva elemente noi, păstrează feelingul clasic, ceea ce este un lucru bun, de această dată unele aspecte fiind rafinate sau îndepărtate. Dacă până acum ai fost obișnuit să-ți alegi dintr-un arbore de percuri și clase, lucrurile s-au schimbat, existând divizii care determină abilitățile tale și o serie de aptitudini determinate de Basic Combat Training, Division Training și Weapon Skills. Aceeași mâncare de pește, ușor simplificată, cu unele perk care nu merg, ca de exemplu cel care ține de sniperi, dar unul care s-ar putea să sperie puțin jucătorii obișnuiți cu pic 10 sau pic 12. Aici îți alegi divizia, combat training-ul și atașamentele, acestea înlocuind părcurile din trecut. Mai simplificat, mai ușor de înțeles, dar parcă ne-ar plăcea sistemul din Black Ops 2 adus înapoi și rafinat în cadrul acestui joc. Aici ai 5 divizii, fiecare gândită pentru un anumit tip de jucător. Astfel, fiecare stil de joc este comod în COD World War II. Până și sniping-ul a fost un pic schimbat, acum fiind mai ușor să țintești și să nimerești țintele. Iar asta ne aduce la una dintre cele mai mari probleme ale multiplayerului în COD World War II. Multe dintre divizii sunt inutile, altele sunt prea puternice, mulți jucători aleg fie Infantry sau Mountain, iar espionaj are zero countere în momentul de față în joc, lucru care poate destabiliza un meci. O altă problemă este numărul limitat de hărți, 9 sau 10, dacă ai cumpărat un Season Pass. Sistemul de spawn este încă stricat, iar în free for all este un dezastru de nedescris. Inamicii apărând în fața ta sau tu să te sponezi direct pe o mină. Sunt câteva dintre problemele pe care le-am întâlnit în multiplayer, dar asta nu înseamnă că nu ne-a plăcut. Cod World War II în multiplayer este o experiență plăcută, să fie din cauza nostalgiei, nivelului de polish aplicat, texturilor 4K sau faptului că Activision au învățat ce e la aspect ratio. Nu știm. Am fost frustrați în anumite momente din cauza sistemului limitat de percuri, dar am învățat să-l folosim în avantajul nostru, încet dar sigur, pricepând jocul și începând să ne distrăm. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple, distracția, adică, vă sugerăm să încercați noua hartă sau modul War. Dacă noul conținut legat de Season Pass este o reimaginare a unei hărți obișnuite mai vechi din Code Ghost, modul War este cea mai nouă adiție în joc, fiind cel mai dinamic dintre acestea. Schimbând de la rundă la rundă între ofensivă și atac, tu alături de alți coechipieri veți încerca să capturați diverse obiective importante, acestea schimbându-se pe măsură ce îndeplinești un task. Te ține în priză și te obligă să avansezi sau să stai locului în funcție de rol fiind primul mod de joc cod în care ești obligat să lucrezi în echipă pentru a câștiga o rundă, de departe cea mai incitantă și atractivă ofertă de anul acesta în Call of Duty. Din păcate nu există Ground War, un mod destul de plăcut de comunitate, Search and Destroy având o groază de probleme, de la lipsa unui marker audio pentru final până la timpul prea mic alocat pentru runde în acest mod. Un alt bug îngrozitor este faptul că în hardcore, dacă omori un coechipier, este încă indexat ca frag, ceea ce nu este tocmai ok, putând să-ți crești artificial această rație. Sunt câteva elemente sub capotă care trebuie și ele adresate, precum netcodul ciudățel, până la sistemul de customizare limitat al soldatului. Dar, în ciuda acestor stabile puse în cale de producători, am primit un multiplayer destul de interesant. Te vei vedea ore și ore în acest joc fără să-ți dai seama unde a zburat timpul. Verdict final pentru multiplayer. 8. Pentru că nu iertăm absența unor servere în anumite părți ale lumii și nici nu aplaudăm blocarea unei hărți importante la lansare în spatele unei sume de bani. Mai mult, această hartă fiind și băgată în primul tab, asta ca producătorul să se asigure că nu uiți că nu ți-ai cumpărat Season Pass-ul sau DLC-ul aferent. Acest gen de tehnică de vânzare este o mizerie. Să trecem la prezentare, acel moment în care realizăm că seria Cod nu a arătat precum un titlu AAA, franciza încercând să ajungă tot timpul la cel mai mic numitor comun. Cel puțin din punct de vedere al performanței, COD World War II nu este un joc prea arătos, dar spre surprinderea noastră este un joc funcțional. Sigur, aceleași probleme de lansare, precum deconectări aleatorii și alte probleme sunt prezente, dar așa cum ne-a obișnuit seria, multe vor fi îndepărtate în câteva săptămâni. Alcătuirea mediului înconjurător te va surprinde. Unele elemente vizuale au fost totuși upgradate. Fețele și gesturile parcă nu mai sunt atât de robotice. Ochii parcă nu aparțin unor zombi, iar mediul pare să primească mai multă lumină și culoare. Pași în față, am zice, într-o direcție bună. Prezentarea este în ton cu restul seriei. Locații colosale, poliși peste tot unde se poate și, nu în ultimul rând, secvențe cinematice care te lasă cu gura căscată. Acestea sunt marcări ale seriei și motive în plus să-l cumperi. Dar, așa cum ne-am obișnuit, există probleme mari. Dacă multe dintre problemele noastre vis-a-vis -vis de serie nu sunt legate de felul cum arată jocul, atunci se leagă de cum se comportă. La lansare, jocul este un dezastru. Host migration-ul nu funcționează. Userii de PC au crash-uri constante, indiferent de procesor sau placă video. Probleme cu modelele personajelor în multiplayer. Inamicul fiind cu spatele la tine, dar de fapt în fața ta, fără să fie indicată vizual chestia asta. Mai adăugăm anumite cătări de sniper care nu funcționează, obsesia fov setului la 65 oricând resetezi jocul, absența emblem creator-ului pe PC, probleme în modul full screen și avem o listă destul de mare de plângeri. Există destule probleme la capitolul grafică și sunet încât să ne uităm cruciși, dar pentru fanii seriei nu este nimic nou. Multe dintre elementele enumerate mai sus se vor îndrepta sau vor rămâne așa. Cod având prostul obicei să nu se înrăutățească pe măsură ce se apropie de finalul ciclului de viață. Sigur, nu ai opțiuni să parate pentru sunet, cum ar fi slidere pentru muzică, voce și sune de fundal. Nu ai nici măcar opțiunea de a seta scaling-ul fovului, așa că elementele pe care comunitatea le a primit în trecut sunt de negăsit aici. Dar în ciuda plângerilor noastre constante, iubim să urâm acest joc. Pentru prezentare grafică și sunet, Cod World War II primește de la noi un umil Poate este cel mai bun cod din ultima vreme, poate este cel mai bun curs pentru serie, o întoarcere la origini, poate se vor rezolva multe dintre problemele pe care cod World War II le are, dar în mod cert acest cod este un joc de 7,5, un titlu care ne-a plăcut și dovedește că această serie nu a murit încă, mai are câte ceva de demonstrat. Dacă Activision nu începe să plece urechea la comunitate, se bazează pe lootbox-uri și alte greșeli flagrante și nu realizează că această comunitate cod cumpără jocul an de an, s-ar putea ca în câțiva ani, dacă nu chiar trei, să asistăm la un obștesc sfârșit al acestei serii.